Cum, Doamne, Tu care ai creat lumea, care dai să mănânce la toată făptura, până la și vrăbiuțele, Tu le hrănești, Doamne, și pentru Tine nu se găsește o casă? Tu trebuie să umbli cu fecioara, cu maica prea curată, călăuzită de un bătrân și să ne naște într-o peșteră. Aia e starea noastră. Atât am putut noi să-i dăm lui Dumnezeu. Atât putem noi să-i dăm lui Dumnezeu. Sărăcia noastră. Parcă pentru Dumnezeu atât de puțin avem să-i dăm. Pentru noi avem de toate. Dacă ne e vorba pentru Dumnezeu, dacă s-ar putea să-l aruncăm la gheenă, la groapa cu gunoi și să nu intre în casele noastre. Atât de puțin loc este pentru Domnul Isus. Stăpânul să ia chip de rob, stăpânul să se dezbrace de haina de slabă, și să se îmbrace cu haina de ocară, stăpânul să-și lase dumnezeirea și să se îmbrace cu moartea? Cine mi a auzit așa ceva în lume? Orice om caută mai sus să fie, mai bine să fie, nu să se coboare. Cine vrea să coboare mai jos? Nimeni. Dar Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, care atât de mult ne iubit pe noi, el n-a socotit a fi un lucru de apucat. N-a socotit că asta este un lucru așa oarecare și s-a dezbrăcat pe sine, auziți? Tată, mă duc eu pentru ei ca să poată să meargă pentru noi, a trebuit să facă ceva, să se dezbrace de slavă, să renunțe la slava pe care o avea mai înainte de întemeierea lumii și să se facă asemenea cu noi. E singurul om din lume care s-a născut să moară. Orice copil care vine în lume vine să trăiască. Domnul Isus a venit ca să moară. Frații mei, pașii noștri până să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ce repede ne duceau la Irod. Cu ce pași repede mergeam noi la băutură, la nunți, la botezuri, la cumetri, la prietenii, la revelioane, la fel de fel de lucruri tinere acum, la fel de fel de locuri de păcătuire, peste tot la Irod. Dar în momentul în care l-ai aflat pe pruncul pe Domnul Isus, le neprihăni și sfânt, Dumnezeu adevărat și viu care mântuiește sufletele oamenilor, din clipa aceea, pașii noștri n-au ce mai căuta pe la Irod, pe un alt drum. Irod n-a murit, să știți. Irod ăla din istorie a murit, într-adevăr. S-a dus în negura istoriei, în fața judecății lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Irod e viu. Irod omoară și acum. Omoară întâi copiii în pântece. Omoară apoi pe oricine s-a născut din Dumnezeu. Oricine s-a născut din Dumnezeu e pândit de Irod, să știți. Un suflet când se întoarce la Dumnezeu și un prunc și el născut din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, mii de irozi îl pândesc. Dumnezeu poate și din pietrele astea să ridice fia lui Avram. Nu vă lăudați că aveți o credință strămoșească. Că dacă nu veți trăi, spune cuvântul lui Dumnezeu vă voi face și preotului, ce voi face și poporul, că adică te aruncă cu tot harul tău în ea Dumnezeu. Dacă nu le schimbăm viața. Știți unde este pace? Aici este pace, frați. Nicăieri nu e în lume pace decât la picioarele Domnului. Între oameni, ce să fie? bătaie, dușmanie, ură, băutură, curvie între oameni bunăvoire. Cine poate să aducă bunăvoire între oameni decât Cuvântul lui Dumnezeu? Cine poate uni pe noi? Cuvântul lui Dumnezeu ne strânge pe noi, dragostea lui Dumnezeu ne strânge pe noi. Noi știm că va veni Domnul și nu facem nimic. Știm că vom muri, dar nu ne pasă. Hai mă, du-te, umblă după minuni, para minuni. Știți cât de atras sunt oamenii de așa ceva? Nu vă duceți, frații mei. Nu vă duceți după niciun fel de, de minciună dintre asta. Rămâneți la cuvântul simplu al Sfintei Evangheliei, la învățătura pe care o avem noi în biserică de 2000 de ani, la învățătura care am primit-o în oastea Domnului, care nu are nimic deosebit de a Sfintei Biserici. Aceea rămâneți. Nu vă duceți după oameni străini. Nu vă duceți după învățături străine. Nu vă duceți după irozi, că mai devreme sau mai târziu el te înșală. N-are cum să te ducă un duc viclean la la mântuire. Domnul e păstorul tău, e păstorul meu, spune. Domnul e pastorul meu. Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea tărie, Domnul să ne dea bucurie sfântă și să stăm lângă el, să-iubim pe Măicuța prea curată, să-iubim pe Sfânta Fecioară Maria, care ne este atât de aproape de noi. Noi avem în cer o mamă. Poate mulți dintre noi nu mai avem pe pământ. Dar în cer avem sigur o mamă, toți. Pe Sfânta Fecioară, care este acolo la dreapta fiului, cum spune că mulți o hulesc și pe păcatul lor să fie, care să Dumnezeu să ierte, că nu știu ce fac. Cum a zis și Domnul Iisus, iartă-i tată, că nu știu ce fac. Noi avem pe Sfânta Fecioară, cum spune cuvântul în psalmii lui David, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta. O, păi David a vorbit de la el. Prorocul David nu era om ca noi, era profetul lui Dumnezeu și în buzele lui, în gura lui Dumnezeu punea cuvântul lui și atunci auziți unei la dreapta a venit o lucrare în biserica noastră. Uite, ne cheamă Dumnezeu o lucrare așa aproape de noi, pe înțelesul nostru, simplă. Da, dar simplă, dar cere mult. Simplă, dar cere să schimbăm totul din viața noastră. Că Dumnezeu nu ne cere să ne peticim viața. Dumnezeu ne cere să ne schimbăm pe de-a întregul viața noastră. Să ne predăm pe de-a întregul Domnului Isus și să avem o viață nouă cu El. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! La mulți ani tuturor fraților și surorilor și nu vă urez în felul lumii cum înșurează oamenii la mulți ani pentru ce? La mulți ani cum să bem, la mulți ani să chefuim, la mulți ani să, știu eu, să mâncăm, să bem, că mâine murim. Noi ne urăm mulți ani de acum încolo pe calea mântuirii. Și anii pe care îi avem, cum spune Sfântul Pavel, și de acum viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința Fiului Lui Dumnezeu care s-a dat pentru mine. Așadar, urarea aceasta pe care o facem noi, tradițională în poporul nostru român, o facem potrivită cu învățătura Sfintei Evangheliei și cu învățătura Bisericii și a lucrării în care Dumnezeu ne-a trezit și pe noi o clipă mai devreme. Să ne ajute Domnul ca anii pe care îi trăim să-i trăim așa, în ascultare de Dumnezeu, cu Domnul Isus ca să putem să avem și noi parte de făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut tuturor celor care îl iubesc pe El. Vedeți, trăim sărbătoarea aceasta deosebită, sărbătoarea, cum am cântat, este sărbătoarea sărbătorilor. Este sărbătoarea în care Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, cum spunea așa de frumos fratele Nicu din tâlcuirile pe care le aduce Părintele Iosif, soarele Lumina s-a coborât pe pământ, s-a topit ciorul, soarele pe pământ, lumina lui Dumnezeu care este Domnul Isus, cum spunem noi, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și s-a întrupat în pântecele curate Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră scumpă, și a venit printre noi și cum spune Sfânta Evanghelie de la Ioan, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am văzut slava lui, ca slava unuia născut din Tatăl, la singurului născut din Tatăl. Ce minunat că Domnul Iisus s-a întrupat pentru noi oamenii. acolo e taina mântuirii noastre. Dacă Domnul Iisus nu se întrupa din Sfânta Fecioară Maria, noi nu puteam să fim mântuiți. Soarta noastră era pecetluită pe vești dacă Fiul lui Dumnezeu nu se cobora pentru noi. Și am să vă citesc decât câteva locuri din Biblie să vedeți ce a făcut Dumnezeu pentru noi primul loc care vreau să-l citesc cu ultima carte a Sfintei Scripturi, cu cartea Descoperirii Dumnezeiești, Apocalipsei. În capitolul 5, începând de la versetul 1, Sfântul Evanghelist Ioan, care a fost cel mai tânăr dintre toți Sfinții Apostoli, dar care a trăit cel mai mult decât toți Apostolii, 101 ani aproape a trăit, și-a lăsat această ultimă carte inspirată de Duhul Sfânt, în care sunt descoperite taine ale Lui Dumnezeu privitoare la mântuirea oamenilor. Și spune așa, Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, peceduită cu șapte peceți. O carte și pe dinăuntru și pe din afară, și peceduită cu șapte peceți. Știți ce era cartea aceea? Cartea cu păcatele noastre și era pecetluită. Se pusese pecete pe ea, de ce? Nimeni nu putea să o deschidă. Acolo erau scrise toate păcatele oamenilor. Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă carte și să-i rupe pecețile? Un înger al Domnului a întrebat, a făcut o întrebare în cer, locuitorii ai cerului, sfinților, îngerilor, puterilor cerești. Cine credeți că poate să rupă aceste peceți? Adică cum? Să izbăvească pe om de păcat. Și versetul 3 e dureros. Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, ca să poată deschidă cartea, nici măcar să se uite în ea. Mântuitorul, când era în ajunul Sfintei sale patimi, le-a cerut ucenicilor, rămâneți cu mine aici un pic să ne rugăm. Și s-a îndepărtat puțin de ei. Și a început să se roage și spune că rugăciunea Mântuitorului era așa de cu cutremurătoare, că luase sudorile, cum era fratele Mircea mai devreme, de emoții. Îl tăiau apele. Și spune că sudarea lui era așa de concentrată, încât se făcea ca picăturile mari ce cad pe pământ, dar din sânge. Și atunci a privit paharul Domnului Isus, paharul de-a cartea cu păcatele oamenilor. Și a spus, Tată, dacă e cu putință să treacă acest pahar de la mine, dar nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Domnul Isus nu s-a înspăimântat, că doar pentru aceasta venise Domnul Isus. Știa la ce vine pe pământ, știa că vine rânduit să moară, E singurul om din lume care s-a născut să moară. Orice copil care vine în lume vine să trăiască. Domnul Iisus a venit ca să moară. Știa mai dinainte ce trebuie să facă ca om. Știa că este rânduit și mai știa cineva. Prea Sfânta Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, care știa pe cine lua să împântece. Știa ce lucrare avea Dumnezeu de făcut cu cel zămislit în pântecele ei și nimeni nu s-a găsit. Îngerii, când au privit ce este acolo în cartea aceea, s-au cutremurat. Vedeți, noi de multe ori ne uităm așa la trecutul nostru sau la viața noastră și spune, Doamne, cu ce să plătesc eu? Și te iau fiorii. Ce voi răspunde eu pentru păcatele mele? Apoi te uiți casa ta, copiii tăi, ce voi răspunde pentru ei? E și mai greu, te uiți la comunitatea din care faci parte, în parohia în care ești sau în frățietatea în care ești. Cum să răspund eu pentru ei? Dar pentru întreaga lume? De la Adam și până la ultimul om. Vă dați seama ce grozăvie era acolo? Nimeni nu putea nici măcar să se uite. Nici în cer, nici de pe pământ, dacă era vreun sfânt, erau, erau poate proroci, erau sfinți, dar nu puteau să se uite acolo de grozăvia ce era în cartea aceea și nici de sub pământ, adică în iad. Nimeni nu putea măcar să se uite în cartea aceea. Atât din spăimântătoare acea carte, încât toți se cutremurau. Numai omul nu se cutremură și nu-și dea seama de ticăloșia și păcătoșia lui. Și am plâns mult, spune Sfântul Ioan, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise peste tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare dintre ei o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Cine era mielul? care stătea între scaunul de domnie și între cele patru făpturi vii, omul și Dumnezeul Isus Hristos, care stă și mijlocește, cum spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, că nu avem decât un singur mijlocitor între noi și Tatăl, omul Isus Hristos. Și să nu confundăm cum fac cei de la secte, decât Domnul Isus mijlocește. Da, ca om, Domnul Isus, ca așa scrie acolo, ei nu vă versetul pe de întregul, Omul Isus Hristos spune acolo. Se referă la omenirea Domnului Isus care întrupându-se din sângele preacurat al Sfintei Fecioare Maria s-a făcut ca unul dintre noi și este exact versetul care v-am citit duminica trecută din Epistola către Evrei în capitolul 4 care spune să ne apropiem dar cu încredere de scaunul de domnie al lui Dumnezeu că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și acum Fiul lui Dumnezeu a spus: Tată, merg eu pentru ei. Mă cobor eu printre ei. Mergem în epistola către Filipeni, în capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Domnul Isus Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. El care era Dumnezeu. Care de dragul lui Dumnezeu putea să mai creeze încă 10 universuri. Mai frumoase decât astea pe care le cunoaștem noi de dragul lui Tatăl, a făcut lumea și pe om. După chipul lui ne-a făcut pe noi oamenii. După chipul care este Domnul Isus, El este întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este dragostea lui Dumnezeu. El este lumina ochilor lui Dumnezeu. Și atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Domnul Isus, Fiul Său cel unic. Și totuși, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, deci era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu. Și ce a făcut? Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruci. Cum să se smerească Dumnezeu pentru niște vrăjmași ai Lui? Cum adică Dumnezeu să se facă un embrion? Pentru că viața așa se concepe prima dată în pântecele unei femei. Ca un mic embrion, ca o mică sămânță, ca aceea care o pui în pământ. Cum Dumnezeu care nu-L cuprinde nici cerul, nici pământul, nici universul? El a creat universul, e deasupra universului. E creatorul, ca așa spunem, cred în unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Făcătorul, Cerului și al pământului, Făcătorul tuturor. Cum adică Făcătorul să se cuprindă în făptură? Stăpânul să ia chip de rob, Stăpânul să se dezbrace de haina de slabă și să se îmbrace cu haina de ocară, Stăpânul să-și lase Dumnezeirea și să se îmbrace cu moartea? Cine a, a auzit așa ceva în lume? Orice om caută mai sus să fie, mai bine să fie, nu să se coboare. Cine vrea să coboare mai jos? Nimeni. Dar Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, care atât de mult ne-a iubit pe noi, El n-a socotit a fi un lucru de apucat. N-a socotit că asta este un lucru așa oarecare, ci s-a dezbrăcat pe sine, auziți? Tată, mă duc eu pentru ei. Ca să poată să meargă pentru noi, a trebuit să facă ceva, să se dezbrace de slavă, să renunțe la slava pe care o avea mai înainte de întemeierea lumii și să se facă asemenea cu noi, la înfățișare, spune, a fost găsit ca un om, ca un copilaș. Nimeni n-ar fi știut că e Dumnezeu. Cum să crezi că de evreii nu puteau să creadă că Domnul Iisus e Dumnezeu? Ești om, domne, ca noi. De la omorât a spus, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, ce au spus cei de la templu? Trebuie să moară. Asta a fost capul de acuzare pentru care Domnul Iisus a fost bătut în cuie, din punct de vedere al legii. N-avei voi cum să te faci pe tine însuți Fiul lui Dumnezeu. Și totuși, la înfățișare a fost găsit ca un om, și spune și s-a a luat chip de rău făcându-se asemenea oamenilor și s-a făcut cum? Ascultător până la moarte. Și în orice fel de moarte. Știți cine murea pe cruce? Mureau hoții, mureau răufăcătorii, mureau cei mai bandiți, cei mai decăzuți oameni care erau pe pământul acesta. Până acolo s-a coborât Dumnezeu pentru noi. Și primul lucru care l-a făcut Dumnezeu s-a făcut copilaș pentru noi, s-a smerit pentru noi, cum Dumnezeu să se lase purtat în pântece nouă luni? Dumnezeu să se lase în mâinile noastre a unor oameni să moară de frig, să se nască într-o iezle, auzi, nici măcar într-o casă de oameni. Ce femeie din lumea aceasta a mai născut într-o peșteră și într-o iezle? Mai ați auzit așa ceva? Nicăieri așa ceva. Și totuși Fiul lui Dumnezeu a ales starea cea mai josnică, s-a dus cel mai jos pentru noi oamenii, s-a coborât până în tenebre, până în aduncul iadului, numai până la noi. S-a dus până în iad pentru noi, Dumnezeu. Când s-a coborât la cer, în a stat în trup, cu trupul trei zile, în pământ, în mormânt, cu Duhul s-a dus în iad și acolo s-a dus Dumnezeu pentru noi. Ca să ne scape pe noi și să ne aducă mântuirea. Așa s-a zmerit Dumnezeu pentru noi. A răbdat de frig. Auziți Fiul lui Dumnezeu să n-aibă cine să-L încălzească să ne aibă cine să-l primească. Cum, Doamne, Tu care ai creat lumea, care dai să mănânce la toată făptura, până la și vrăbiuțele, Tu le hrănești, Doamne, și pentru Tine nu se găsești o casă? Tu trebuie să umbli cu fecioara, cu maica prea curată, călăuzită de un bătrân și să ne naște într-o peșteră. A, e starea noastră. Atât am putut noi să-i dăm lui Dumnezeu. Atât putem noi să-i dăm lui Dumnezeu. Sărăcia noastră. Parcă pentru Dumnezeu atât de puțin avem să-i dăm. Pentru noi avem de toate. Dacă ne vorba pentru Dumnezeu, dacă s-ar putea să-L aruncăm la gheienă, la groapa cu gunoi și să nu intre în casele noastre. Atât de puțin loc este pentru Domnul Isus. Și acum mergem în alt loc, în Evanghelia Sfântului Matei, acolo unde este descrisă nașterea Domnului nostru Isus Hristos de către Sfinții Evangeliști. Îndeoseb, de Matei, de Marcu și de Luca, vedeți, spune despre Irod că atunci când au venit magii, ei au trebuit, spune cuvântul în capitolul 2 de la Evanghelia Sfântului Matei, după ce s-a născut Domnul Isus în Betleemul din Iudeia, și am spus azi de dimineață, se vorbea de pâinea vieții, știți ce înseamnă Betleem? Betleem înseamnă casa pâinii. Domnul Iisus a spus în Ioan 6, eu sunt pâinea vieții. Domnul Iisus e pâinea vieții. Și s-a dus acolo în casa pâinii. Știți și ne-a o pâine aceasta? Ați văzut că pâinea, ca să ajungă pe masă, trebuie întâi să fie frământată, să fie coaptă și apoi poți să o mănânci. Pântecele Maicii Domnul a fost cuptor unde s-a s, -a, s -a pentru noi pâinea vieții. Acolo Domnul Iisus în pântecele Sfinte Fecioare Maria a fost pregătit ca om ca să vină în lumea noastră. De aceea noi creștinii o cinstim și o iubim pe Maica lui Dumnezeu, care s-a vrednicit să ne aducă acest mare dar omenirii, să ne-l aducă pe Fiul lui Dumnezeu smerit, sub chipul cel mai umil de copil și să ajungă la noi mântuirea lui Dumnezeu. Și spune, iată au venit niște mași din răsărit de la Ierusalim. Cei patru mași, spune fratele Traian, cel de-al patrulea mag, spune că ei au a plecat cu toții din îndepărtata Persie să se ducă, cum spuneau colindele vechi, din Persida, să ducă, să aducă daruri, că au văzut, după ce le spusese strămoșilor, când va răsări acea stea deosebită, ei erau oameni cititori în stele, dar nu erau astronomi, nu erau vrăjitori, erau oameni care înțelegeau mersul stelelor, știau să citească după, horos, după nu, horoscopele care sunt acum, și după, dacă ați văzut, sunt în cărțile noastre vechi bisericești zodiacele. Pentru că, deci, și fac o paranteză aici, vedeți, lumea până la legea lui Moise a mers pe zodiac. Apoi a venit legea lui Moise și apoi a venit legea Domnului Isus Hristos. Zodiacul, erau cele 12 semne ale zodiacului. Știți cu ce începea zodiacul? Prima lună a, a zodiacului, știți care era? Fecioara. Și termina cu leul. Ați auzit cine s-a dus? Din seminții am văzut cum spuneam despre Leu acolo. Deci, ea simboliza nașterea Domnului Isus din Sfânta Fecioară Maria. Și atunci, când acești magi, acești oameni inteligenți, acești oameni citiți, acești oameni cultivați au văzut acea stea nemaipomenită, ei au mers doi ani de zile până au ajuns în țara sfântă. Și spune că cel de-al patrulea, fiecare au pregătit să ducă daruri împăratului care avea să se nască, a spus, atunci se va naște cel mai mare împărat pe pământ, să vă duce să vă închinați lui, spusese strămoșii lor. Și acum, Artaban, așa ar chema pe cel de al patrulea mag, Artaban, el pe unde trecea, el avea încărcate multe daruri să-i aducă pruncului Domnului Iisus. Și pe unde trecea, găsea tot felul de amărâți. Colo o văduvă, colo o casă cu copii mulți, colo o casă cu nevoi. El mai scotea din desaga lui și mai lăsa acolo, și lasă că ajunge și pentru Fiul lui Dumnezeu, să ajungă și acolo cu ceva. Și la un moment dat o spune, măi frate, tu tot dai, tot dai, și când vei ajunge ca să ne închinăm, nu să mai ai ce să mai aduci pruncului Domnului Isus de care noi ne pregătim să mergem să-i aducem. Și a spus, se va îngriji Dumnezeu. Și acum, la un moment dat, până să ajungă, el n-a mai ajuns în Țara Sfântă, a terminat tot ce avea. Și a spus, Domnul se va îndura de mine. Și el s-a întors înapoi. Și spune că primul care i s-a arătat Domnul Iisus la naștere a fost acest artaban, care el l-a văzut primul pe Domnul Iisus. Pentru că el era plin de milă și plin de bunătate. Și acum ceilalți trei magi, când au ajuns în Țara Sfântă, s-au dus întâi la Irod și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut, steaua a răsărit și am venit să ne închinăm lui. Steaua nu era stea, să știți? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nu era altul decât Îngerul Gabriel. El strălucea. Era Îngerul care vestise și Maicii Preacurate și el mergea înaintea lor. Și spune că atunci când a ajuns Îngerul acolo, steaua s-a ascuns. Și știți de ce? Pentru că magii, atâta vreme cât au mers după încredințare, cât au crezut în acea călăuzire a stelei, ei au fost călăuziți. Dar cum s-au băgat la Irod, i-a părăsit. Știți pe cine simboliza Irod? pe Irod spune că Irod era plin de viclenie. Irod spune cuvântul de acei din Matei, căuta să ia viața pruncului. Când a auzit Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Întotdeauna să știți că sunt cel mult trei categorii de oameni în lume. Oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu și cred, și ați puțin. Așa spune Mântuitorul, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci categoria asta, prima este, aud cuvântul lui Dumnezeu, primesc cuvântul lui Dumnezeu, îl cred și îl trăiesc. A doua categorie sunt aceia care se împotrivesc și care nu numai că se împotrivesc, caută să facă rău cuvântului lui Dumnezeu și celor care vor să trăiască după voia lui Dumnezeu și se împotrivesc mânați de o putere necurată ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Și a treia categorie, care e cea mai mare pe pământ, este a celor nepăsători, indiferenți de care spune cuvântul, cum să stăm noi nepăsători de o mântuire așa de mare? Cei mai mulți nu-i nu, -și nu interesează. Dar spune că atunci când au ajuns acești magi, spune, Irod s-a tulburat. De ce să tulburase Irod? Ce să te tulburi, Iroade? Știți câți ani avea Irod? 50 de ani avea Irod. Câți ani avea Domnul Iisus? 2 ani. Și dacă trăia Domnul Iisus... Că la abia la 30 de ani un om era declarat matur în poporul sfânt, la vârsta de 30 de ani. De aceea a fost botezat la 30 de ani Domnul. Nu că la 30 de ani trebuie să te botezi. Atunci era majoratul în poporul Israel. Atunci aveai dreptul să mergi la sinagogă, ca bărbat, și să pui mâna pe Tora, adică pe cuvântul Vechiului Testament, și să vestești din cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu cunoaște, spune Mântuitorul, vă rătăciți neștiind ni scripturile, și nici puterea lui Dumnezeu. Și dacă trăia Domnul Isus, el avea 80 de ani, cu ce mai amenința lui tronul? Și totuși diavolul l-a tulburat. Irod, de fapt, în el era diavolul. Irod îl simboliza pe diavolul și pe cei care se împotrivesc la cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai el s-a tulburat, auziți? Tot Ierusalimul s-a tulburat, s-a făcut tulburare în Ierusalim. Cum adică s-a născut un împărat aici? E un pretendent la, la scaunul meu și eu nu știu cine e acesta? Și spune ce a făcut el în nebunia lui, în tulburarea lui. I-a chemat pe preoți. Ia veniți încoa. Și spune, a chemat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Și atunci toți știau că scria în cartea lui Miheia, Mica, în Betleemul din Iudeia. Că așa spune, i-a răspuns aici că ciata a fost scris în prorocul și tu Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, că din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Miheia 5 cu 2, Mica 5 cu 2. Ei știau, deci preoții știau că trebuie să nască Domnul. Cei de la templu știau că trebuie să se nască și unde și trebuia să se nască, știau toate. Și totuși, n-au putut să înțeleagă. Păi dacă știau, de ce n-au luat o hotărâre? S-a născut Domnul. Vedeți ce face diavolul întotdeauna, acum îl pune pe om împotrivă? Păi dacă tu știi că tu crezi în Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu clar ce va fi, de ce nu trăiești, de ce nu crezi cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți, Irod simbolizează pe oamenii care se împotrivesc. Oamenii știu, zice, sunt botezat ortodox. Sunt și eu, am și o credința mea. Și totuși oamenii se împotrivesc ca și Irod. Se tulbură oamenii. Când vine o lucrare a lui Dumnezeu și spune, omule, întoarce-te la Dumnezeu, ieși din calea păcatului, vinul cel care te poate mântui. Se tulbură oamenii. Cum adică să-mi deranjeze viața? Știți de ce s-a deranjat Irod? Îi deranjase comoditatea, fraților. Îi deranjase viața. Păi cum vine cineva, un copil, ca să-mi schimbe mie viața? Întotdeauna, vedeți, Domnul Iisus, întotdeauna vine să deranjeze viețile. Sfântul Ioan, evanghelistul, Sfântul Ioan, prorocul, a venit și a deranjat, fraților. Și a spus așa, pui de năpârci capitolul 4, de 3 de la Matei, Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dară roade vrednice de pocăința voastră. În zadar ziceți, avem pe Avram ca tată. Fraților le spune, Dumnezeu poate și din pietrele astea să ridice fia lui Avram. Nu vă lăudați că aveți o credință strămoșească. Că dacă nu veți trăi, spune cuvântul lui Dumnezeu Maleahi, voi face și preotului, ce voi face și poporului, că adică te aruncă cu tot harul tău în ea Dumnezeu dacă nu ne schimbăm viața. Irod n-a înțeles. Irod s-a tulburat. În loc să se pocăiască, s-a tulburat. În loc să se întoarcă, să spune, Doamne, bine că a venit mântuirea. Bine că vine Mesia, bine că vine iertarea lui Dumnezeu peste noi. Ce bucurie mare s-a apucat să împotrivească. Uite asta face diavolul. Îi pune pe oameni în loc să se bucure. A venit o lucrare în biserica noastră. Uite, ne cheamă Dumnezeu o lucrare așa aproape de noi, pe înțelesul nostru, simplă. Da, dar simplă, dar cere mult simplă, dar cere să schimbăm totul din viața noastră. Că Dumnezeu nu ne cere să ne peticim viața. Dumnezeu ne cere să ne schimbăm pe de-a întregul viața noastră. Să ne predăm pe de-a întregul Domnului Iisus și să avem o viață nouă cu El. Atunci Rod a chemat în ascuns pe magi. Ce se fac lucrurile în ascuns? Când se fac lucrurile în ascuns? Lucrurile necurate se fac în ascuns. Ce e curat se face pe față, fraților. Noi dacă am fi niște oameni vicleni care avem scopuri, ce am face? Fraților, la ora de, în locul de, ne strângem. Că avem depus la cale o hoție, nu? Dar dacă nu avem nimic de ascuns, venim pe față și ne adunăm, că nu avem ce să ascundem. Dar vedeți, Irod avea gânduri necurate. El a chemat pe maș din nou și au zis ce viclean le spune așa. A chemat în ascuns pe maș și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua și a făcut socoteala. I-a întrebat pe preoți, unde trebuie să se nască, cam știau și ce vreme preoții. Știau totul, fraților. Au știut și n-au făcut nimic. Noi știm că va veni Domnul și nu facem nimic. Știm că vom muri, dar nu ne pasă. Știm cu toate acestea, ei știau toate lucrurile, toate amănuntele știau că trebuie să nască, că data la care trebuie să nască o știau, locul în care are să nască Domnul Isus știau și totuși n-au făcut nimic. Au stat nepăsători, ba din contră, au început să să încerce să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Știți, spune fratele Traian așa, noi putem cel mult să întârziem. Omul poate prin intervenția lui să întârzie sau să grăbească lucrarea lui Dumnezeu. Zice Sfântul Pavel, Sfântul Petru, mă scuzați, zice și dacă așa stau lucrurile, ce fel de oameni ar trebui să fim noi așteptând și grăbind venirea zilei Domnului nostru Isus Hristos? Deci noi putem să grăbim sau putem să întârziem. Cum putem să întârziem? prin păcate noi întârziem venirea Domnului. De ce? Că Dumnezeu nu vrea să ne piardă și atunci Dumnezeu mai împinge vremea, mai împinge timpul, mai lățește timpul un pic ca să nu pierim noi și copiii noștri în păcatele noastre. Și atunci a trimis, apoi a trimis la Betleem și le-a zis, auziți viclenia cu care lucrează diavolul și acum, ce a spus Mântuitorul când ne-a vățat Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cine? De cel viclean. Citiți capitolul 12 de la Luca. Să vedeți că acolo păcatul, viclenie, păcat împotriva Duhului Sfânt. Și spune, păziți-vă de fățărnicie. Păziți-vă de aluatul fariseilor și saduchelor care este fățărnicia sau viclenia. Că omul când e viclean, el e de la diavolul. Zice Mântuitorul, voi aveți ca pe diavolul. Ioan 8, 44. Deci omul când viclenește, Omul când pune la cale gânduri ascunse, când nu vine la lumină cu gândurile lui, el lucrează dintr-un duh necurat. Și le-a spus așa, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prung. Ce înseamnă a cerceta cu deamănuntul? Aflați toate mamănuntele. Aflați până în fir de păr și veniți să-mi spune și mie și zice cu deamănuntul despre prung și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu, altă viclenie mai mare, să mă închin lui. Păi el vrea să închine Domnul Iisus. Biblia spune altceva. Irod căuta să ia viața pruncului. Vedeți, când un om se întoarce la Dumnezeu, Irod n-a murit, să știți. Irod ăla din istorie a murit, într-adevăr. S-a dus în negura istoriei, în fața judecății lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Irod e viu. Irod o moară și acum. O moară întâi copii în pântece, omoară apoi pe oricine s-a născut din Dumnezeu. Oricine s-a născut din Dumnezeu e pândit de iros, să știți. Un suflet când se întoarce la Dumnezeu și un prung și el născut din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, mii de irozi îl pândesc. Iros spune, ca omorând, nu spunem în Biblie, spunem noi, de fapt, se pare că e o greșeală, numărul 14.000, că n-avea cum nici nu existau în Betlem atâția locuitori, E mult, cel mult, 140 sau 1400 se pare că ar fi fost toți cei care au fost uciși de către Irod. Dar destul de mulți. Irod a luat viața. Irod a poruncit și știți ce crime a făcut Irod. Așa face diavolul, să știți. Diavolul întotdeauna caută să ia viața celui născut din nou. Dacă te-ai născut din Duhul lui Dumnezeu și dacă ai trecut prin schimbarea vieții, prin transformarea vieții tale de păcătos, atunci mii de irozi sunt pe urmele tale ca să te omoare, ca să te întoarcă înapoi la viața ta. Dar nu vă temeți. Știți că atunci când au fost omorâți pruncii aceștia, mai era un copil pe nume Natanael. Natanael acesta era copil mic, sub doi anișori. Și el, la un moment dat, era și el amenințat să fie omorât de, o, de ostrașii lui Rod. Și atunci mama lui a început să fugă avea copilașul un brațe și a fugit cu copilul să-l arunce undeva, să-l ascundă. Și era acolo un pom mare, care avea crengile până la pământ. Și spune când vorbește în Ioan, capitolul 1, zice, mai înainte să te cheme Filip, te-am văzut când mama lui l a aruncat acolo. Dar nu mama lui l-a aruncat acolo, ci mâna lui Dumnezeu l-a aruncat acolo. Domnul Isus l-a aruncat acolo să-l păzească și stând acolo sub stufărișul acela, soldații nu l-au văzut și a scăpat. Și acum, după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Magii nu erau oameni proști. Oamenii ăștia l-au citit pe Irod. Oamenii aceștia aveau în ei Duhul lui Dumnezeu, că altfel n-ar fi plecat ei din Persia, mii de kilometri cu cămile, cu caii, cum se mergea pe vremea aceea, ca să cadă în plasă acestui viclean. L-au ascultat. Și-au dat seama că au căzut într-o plasă. Și-au dat seama ce urmărește acest om necurat. Și spune și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Cât a stat la Irod, n-a mai văzut steaua. Că Dumnezeu nu vine acolo unde e necurăție. Dumnezeu nu intră acolo unde e diavolul. Cu toate că El stăpânește și peste diavolul. Dar steaua nu... Se mai... Și când au plecat de acolo, din noi au călăuzit steaua. Ce bine să sunt călăuzirea Îngerului lui Dumnezeu, să nu trecem pe la irod, să nu stăm de vorbă cu el, să nu ne sfătuim cu el, că tare rău ne va învăța, să știți. Numai la rău te învață irod. Numai după vicleniile lui să nu te iei, că te pune la toate rele din lume. Ascultă de Domnul și de cuvântul lui. Și spune, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Cât a stat acolo la irod, erau plini de întristare. Doamne, de ce nu mai ni se arătă steaua? Doamne, de ce nu mai vedem? Am venit până aici și aici cu om. Nu mai știm. Unde să o luăm? În stânga, în dreapta, înainte, înapoi. Când au plecat de acolo și-au dat seama, Doamne, ce bine că n-am stat cu omul ăsta mai mult. Și când au văzut steaua, spune, nu mai ai putut de bucurie. Li s-a umplut inima de bucurie. Păi pentru o stea, nu pentru o stea li s-a umplut inima de bucurie, ci că vedeau pe îngerul Domnului cum le călăuzea pașii lor. Și zice, au intrat în casă, au văzut pruncul, deci nu mai era în peșteră. Avea doi anișori Domnul Iisus pe vremea aceea. Au intrat în casă, au văzut pe pruncul, cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat și apoi au deschis vistierile și au dus daruri, daruri aur, tămâie și smirnă. Cele trei daruri frumoase pe care acești oameni sfinți le-au adus la picioarele Fiului Lui Dumnezeu și Mântuitorului Sufletelor noastre și au dus darul lor. Au mers călăuziți de Îngerul Domnului și acum au fost plini de bucurie. Doamne, ne-am împlinit misiunea, acum ne închinăm înaintea Ta, Doamne, ai milă de noi. Vedeți, asta trebuie să facem, noi să ne închinăm Domnului. Să ne... Ce înseamnă închinare? Închinare nu înseamnă că semnul Sfintei Cruci. Noi așa înseamnă. Asta este forma de închinare a noastră. Nu ne facem semnul Sfintei Cruci. Dar închinarea înseamnă și altceva. Să ne închinăm viața noastră lui Dumnezeu. Să ne închinăm gândurile noastre lui Dumnezeu. Să ne închinăm comportamentul, trăirea, umblarea, felul nostru de a fi lui Dumnezeu ca să avem parte de împărăția Lui. Și în urmă zice, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, ce făcuse Dumnezeu în vis? În vis a arătat și lui Iosif, care se temea să ia pe Maica Domnului și a vorbit același înger, Gavril, nu te teme, Iosif, să iei la tine pe logodnica ta, că ce s-a zămislit în pântecele ei nu e de la om, ci de la cine e? E de la Duhul Sfânt. Au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Uite, Dumnezeu ne înștiințează, nu mai treceți pe la Irod. Și Irod, în ziua de astăzi, are fel de fel de manifestări. Irod este cam stăpân peste lumea asta, să știți. El stăpânește lumea. Dumnezeul veacului acestuia. Tot Irod era, Duhul lui Irod era atunci când s-a dus la Mântuitorul să-L ispitească și a zis Ți-e foame? Ai răbdat? Uite acolo pietrele alea. Fă o minune! Vrea să-L facă pe Dumnezeu un făcător de minuni. Zile să facă pâine. Matei capitolul 4 Drept răspuns Domnul Iisus a zis Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ia auziți ți pune la rele. Hai mă, du-te umblă după minuni, para minuni. Știți cât de atras sunt oamenii de așa ceva? Nu vă duceți, frații mei. Nu vă duceți după niciun fel de, de minciună dintre asta. Rămâneți la cuvântul simplu al Sfintei Evangheliei, la învățătura pe care o avem noi în biserică de 2000 de ani, la învățătura care am primit-o noastră Domnului care nu are nimic deosebit de a Sfintei Biserici. A ceea rămâneți. Nu vă duceți după oameni străini. Nu vă duceți după învățături străine. Nu vă duceți după irozi. Că mai devreme sau mai târziu el te înșală. N-are cum să te ducă un duc viclean la mântuire. N-are cum să te ducă un duc viclean acolo unde este Domnul Isus Și întotdeauna Duhul viclean îți arată o formă prin care să te înșele. Îți arată o direcție. Spune, vezi că e bună asta, mergi pe ea. Zice în 1 Corint, a doua Corinteni, capitolul 9. Și nu-i de mirare că însu satana să preface într-un înger de lumină. Cum poate să facă așa ceva? Nu-i de mirare, spune. Nu-i de mirare. El face minuni, să știți, diavolul e făcător de minuni. de el a pus pe Domnul Isus să facă din pietre pâini. Fă minuni. Dumnezeu nu și-a propus să facă minuni. Minunile au fost în viața Mântuitorului accidente. Nu au fost o permanență în viața Domnului Iisus. Domnul Iisus nu a fost un făcător de minuni. Domnul Iisus a venit, cum am citit din Apocalipsa 5, a venit să aducă mântuire omului. A venit să ne deschidă cerul. A venit să ne facă cetățene împărăției lui Dumnezeu și fii și moștenitor ai făgăduințelor lui Dumnezeu Tatăl. Și spune, Dumnezeu le-a zis în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor. Pe unde? Pe alt drum. Frații mei, pașii noștri până să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ce repede ne duceau la Irod. Cu ce pași repede mergeam noi la băutură, la anunț, la botezuri, la cumetri, la prietenii, la revelioane, la fel de fel de lucruri mertinirește acum, la fel de fel de locuri de păcătuire, peste tot la Irod. Dar în momentul în care l-ai aflat pe pruncul pe Domnul Isus, și el și sfânt, Dumnezeu adevărat și viu care mântuiește sufletele oamenilor, din clipa aceea, pașii noștri n-au ce mai căuta pe la Irod, pe un alt drum. Magii n-au mai trecut pe acolo. Ei și-au dat seama cine este Irod. Frații mei, dacă l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos, dacă am simțit în viața noastră că El ne-a făcut cel mai mare bine care poate să-L facă cineva vreodată sufletului nostru, să rămânem lângă El și să nu mai căutăm alte drumuri. Mântuitorul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică pe calea asta să mergeți, cu adevărul asta să trăiți, ca să aveți parte de viață. Calea e Domnul Isus. și calea este crucea Lui. Cine urmează calea Domnului trebuie să calce și el, cum spune Sfântul Ioan, să trăiți și voi cum a trăit Domnul Isus. Adevărul este adevărul Sfintei sale Evangheliei, care a lăsat o moștenire bisericii lui, mireasa lui, pentru care a pătimit, pentru care a plătit cu sânge, pentru care și-a dat viața și-a răscumpărat-o din o sânta păcatului și viața veșnică este El însuși Domnul Isus, și care o va da tuturor celor care îl iubesc pe El să nu mai umblăm pe alte drumuri, ci numai pe drumul cel strânt al mântuirii. Cu Domnul Iisus, să știți, frații mei, că nu este ușor în lumea aceasta. Pentru Domnul Iisus, oamenii pot avea cel mult, cum v-am mai zis așa, ori sentimente de ură, ori din când așa niște sentimente, când știu eu de euforie la marile sărbători care le avem noi la Crăciun, la Paște, la Bobotează, la sărbătorile mai mari, dar atât. Noi nu trebuie să ne mulțumim cu atât niște sentimente de moment. Adică să dăm așa în clocot. Foc de paie. Am văzut destui oameni care sunt ca focul de... Știți cum e focul de paie? Focul de paie e o vâlvătaie puternică, dar trece repede, domnul. După ce se, se duce vâlvătaia, se duce rămâne. Un scrum negru, care dacă vine un vânt, îl duce în toate direcțiile. Ăla e focul de paie. Un om care se aprinde ca un foc de paie, gata, vin la Dumnezeu, mă aprind, mă... fac și legământ. Hei, frate, faci tu legământ, te predai tu lui Dumnezeu, dar te gândești că tu poți să duci drumul acesta? Dumnezeu cere de la noi și o minte curată, o gândire curată, sănătoasă, întreagă, care să punem în, în balanța vieții hotărârile pe care le luăm noi. Nu să lăm hotărâri de paie, credință de paie, nu spune acolo să ia seama fiecare, zice, temelia a fost pusă. Care e temelia? Domnul Isus Hristos, dar apoi spune dar fiecare să ia seama în 1 Corinteni, în capitolul 3. Ce zidește pe această temelie? Sunteți obosiți, fraților. Mă iertați că vă mai țin, dar asta e cea mai mare sărbătoare. Acasă s-o mai găsim, patru mai găsim, mâncare mai găsim, dar cu Domnul nu ne întâlnim în fiecare zi. Pentru El merită. El a stat în frig pentru noi acum 2000 de ani. Noi stăm mai la căldură. Ia uitați, vă stăm pe bănci moi, stăm în condiții care nici nu visam noi vreodată să avem așa ceva. Spuneam fratelui Dan la masă azi, frații noștri ne povesteau că făceau adunările, erau așa de mulți în zonele Sucevei și făceau adunările prin case, că n-aveai voie, așa era atunci. Erau mulți, cu sutele. Trebuia să se împartă în două, trei case din sat să facă adunare, că n-aveau cum să facă toți la un loc. Și a văzut iarna. N-aveam noi case izolate înainte cu cum e ca acum, cu izolare, erau casele cum erau, cum se făceau condițiile de atunci. Gândiți-vă, 200 de oameni într-o casă, asudau și pereții acolo. Transpirație, grămadă, unii peste alții, dar așa, erau așa de fericiți. În ce condiții erau și ce bucurie trăiau. Acum avem condiții, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ce la început creștinii aveau, zice, potire de lemn și inim de aur. Acum avem potire de aur și inim de pământ. Acum avem condițiile cele mai strălucite, Biserici, coruri, catedrale, adunări frumoase, ați văzut, facem adunări la mănăstiri, adunări în catedrale, dar nu mai e putere. Nu mai e ceea ce am mai sfânt decât orice. Dacă vedeți, poți să ai, uite, de exemplu, ai instalația făcută în biserică, da? Becurile cele mai de, de calitate, instalația cea mai bună, dar nu ai curent electric. Și te uiți, lung la ele, ce să faci cu ele? Și atunci ce e nevoie? Viața, puterea, bucuria și pacea pe care o dă Domnul Isus. De aceea spun, să prețuim toate aceste... Oboseala trece, nici eu n-am dormit prea mult, nici frățile voastre poate n-ați dormit prea mult. Și azi noapte la slujbă, și azi a trebuit să stăm cu familia, să ne facem datoriile care le avem față și de ai noștri, că așa este în lumea asta, dar cu Domnul Isus să ne facem timp mai mult să stăm cu El. Vedeți, magii și-au lăsat viața lor, casa lor, meseria lor, și-au mers doi ani, dus, doi ani întors. Patru ani de zile, numai pentru ca să-l afle, să stea 10 minute să se închine, să pune la picioarele Domnului Iisus și a Maicii Preacurate darurile lor, au smirnă și tămâie și să plece de acolo plin de bucurie. Vedeți, noi de multe ori mergem la cât o adunare și străbați 200, 300, 500, 600 de kilometri. Mai pleci pe afară, poate 2000 de kilometri în Italia sau pe unde mai pleacă frații și te duci la adunare să stai 3 ore. Cineva mi-a spus sau deci, dar voi chiar așa, ce neamuri aveți acolo? N-am niciun neam. Și cum? Adică vă duceți să stați patru ore ca să vă duceți atâta oboseală, atâta drum și atâta... Tata oboseala trece și bucuria rămâne. Bucuria că l-ai aflat pe Domnul, nu, cum spune cântarea fratelui Trean, nu pe ei caut, ci pe tine îi caut în ei. Nu pe frații îi caută. Îi căutăm. Ci pe Domnul Iisus îi căutăm, îl căutăm de fiecare dată. Mulțumim Domnului, mulțumim pentru sărbătoarea aceasta minunată. Mulțumim că și pe noi niște păcătoși, niște răi, niște irozi, niște căzuți și, puțin din dreptul meu, răi și nevrednici și vrednici de iad și de o sândă, Dumnezeu a întins mâna către noi, ne-a smuls din valul lumii, ne-a smuls cu mâna Lui puternică și tare și ne-a dus în staulul ascultării de ne Ne-a făcut oițele Lui, ne-a făcut mielușeii Lui, ne-a făcut copiii Lui și acum să rămânem să paștem iarba Lui, să rămânem lângă blândul păstor care El știe să ne păstorească. Dacă îi cunoaștem glasul, cum spune Ioan 10, oile mele îmi cunosc glasul meu și nu se duc după în străin. Oile mele mă cunosc pe mine și eu le cunosc pe ele și îmi dau viața pentru ele, spune Domnul Isus. Dacă suntem ai Domnului Isus, dacă suntem din El, dacă îi cunoaștem glasul Lui, care e inconfundabil, fraților, un copil al lui Dumnezeu, un om născut din Dumnezeu, nu poate să-i confunde glasul Domnului Isus. Orice behăi străin E străin de Dumnezeu. Orice voce străină nu seamănă cu a lui. Poate să aducă cu a lui, dar nu este a lui. Și întotdeauna omului Dumnezeu, care e născut din Dumnezeu, cunoaște glasul păstorului. Și păstor, păstorul zice, își cunoaște oile și ce face? Le cheamă pe nume pe fiecare, fraților. Ne știe pe nume. Știți cum e păstorul? Se duce în, Ier, în ierihon. Zahheie! Dă-te jos! Tu unde știa Domnul pe păi el era păstorul lui. Cum spune în, capitolul 20, în Psalmul 23 Domnul e păstorul tău, e păstorul meu, spune. Domnul e păstorul meu. Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea tărie, Domnul să ne dea bucurie sfântă și să stăm lângă el, să iubim pe măicuța curată, să iubim pe Sfânta Fecioară Maria care ne este atât de aproape de noi. Noi avem în cer o mamă Poate mulți dintre noi nu mai avem pe pământ, dar în cer avem sigur o mamă, toți. Pe Sfânta Fecioară, care este acolo la dreapta Fiului, cum spune că mulți o hulesc și pe păcatul lor să fie, care să Dumnezeu să ierte, că nu știu ce fac. Cum a zis și Domnul Iisus, iartă-i Tată, că nu știu ce fac. Noi avem pe Sfânta Fecioară, cum spune cuvântul în psalmii lui David, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta. O, păi David a vorbit de la el, Prorocul David nu era om ca noi, era profetul lui Dumnezeu și în buzele lui, în gura lui Dumnezeu, punea cuvântul lui. Și atunci, auziți unei la dreapta, uitați-vă cum e acolo în Sfânta Icoană, spune când întreabă fiii lui Zebedeu, mama fiilor lui Zebedeu, zice lui Iacob, mama fiilor lui Iacob, mă scuzați, de oboseală, zice, învățătorule, am o rugăminte la tine, porunciște ca acești doi copii ai mei să se dea stânga și de-a dreapta ta, ce nu știți ce cereți. Puteți voi să vă botezați cu botezul care însă mă botez eu și puteți voi să muriți cu moarea, moartea care însă mor Putem, au zis ei. Da, veți putea. Toți s-au botezat cu botezul care a fost botezat Domnul Isus Hristos, nu cu botezul în apă. Se referă la botezul morții și a suferinței. Da? Dar aședea de-a stânga și de-a dreapta nu este decât pentru cei care le-a fost rânduiți. Au zis mai dinainte de către Dumnezeu. Ce spune Mântuitorul? Iată cine-i prietenul mirului? Sfântul Ioan Botezătorul. Cine-i de-a dreapta? Este Maica Preacurată. Și acolo la dreapta, prea Sfânta Fecioară Maica lui Dumnezeu se roagă pentru noi. De unde știm? Ioan capitolul 19. Îl cheamă pe Sfântul Ioan Domnul Iisus cu mâinile bătute în cuie și zice, lângă crucea lui stătea mama lui și sora mamei lui. Când a văzut-o, Domnul Iisus a zis, Ioane, iată mama ta! Și din clipa aceea ucenicul, ce a făcut cu ea? A luat-o la el acasă. Acolo trebuie să o luăm și noi pe Maica prea curată. Că ea ne este rugătoarea noastră. Prin Sfântul Ioan ne-a făcut, ne-a pe toți grijii Maicii Domnului. De aceea noi o numim, de Biblia o numește, nu noi. Ați auzit ce a citit fratele Nicu, a zis Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan, de unde cinste aceasta? Să vină la mine cine? Maica Domnului meu. Așa a numit-o Duhul Sfânt. Că spune Elisabeta, un a de Duhul Sfânt, deci Sfânta Elisabeta nu vorbea de la ea, Duhul Sfânt vorbea. Ce spune Maica Domnului? Iată de acum toate neamurile mă vor numi cum? Cea fericită, fericită. Și cum să nu numim fericită? Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cum putem noi să spunem altfel decât cuvântul lui Dumnezeu? Sau decât cum Mântuitorul ne-a arătat -o? De aceea, pentru că avem acest nor de martori, pentru că îl avem pe Domnul Isus Mântuitor scump al sufletelor noastre, pentru că avem pe Maica prea curată, îi avem pe Sfinții lui Dumnezeu, care ați auzit ce spune acolo, am văzut ce acolo, zice, o tămâie de care să înălța un fum, ce era fumul ăla? Rugăciunile Sfinților, fraților. Sfinții nu s-au dus acolo să stea pe perne moi, să se odihnească, că au luptat destul. Nu, nu. Știți ce fac Sfinții în cer? Iertați-mă și spun ultimul gând și închei. Evrei, capitolul 11. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce li se pusese păgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere pentru noi ceva mai bun, și anume, ca să nu iei răsplata fără noi. Eu zic de ce, spune fratele Tean, au oprit toată coloana mântuiților în loc, acelor care au trecut din coloana suinților și a spus, nu vă dau încă de săvârșire. Încă nu sunteți intrați în adevărata bucurie. De ce? Mai aveți jos, frați. Stați să vină și ei. Nu pot să pun masa până nu vin și ei. Ați văzut cum e când te așezi la masă cu familia? Stai să vină și ăla, să vină și ăla și apoi mâncăm cu toții. Ei, până nu am fi toți la masă, Domnul Iisus nu va pune masa veșniciei. Și sfinții până atunci asta fac, ca fumul care se înalță din cădelniță. Se roagă, se roagă, se roagă pentru noi, Ne încetat ca și noi să ajungem unde sunt ei. Și m-am pus întrebarea, dar cum mă vede pe mine Sfântul Ilie, care a trăit mii de ani în urmă? Cum mă vede pe mine mai Maica Domnului? Păi toți sunt în Domnul Isus și Domnul Isus este viața. Ei nu pot iei prin că nu-l scol scoală-te Sfinte Petre să te rogi pentru mine. Ei sunt în Domnul Isus toți, sunt cuprinși că spune Hristos în voi a slavei. Deci Domnul Isus, vedeți când spune de săracul Lazar, zice unde l-a dus îngerul Domnul, îngerii Domnului? în sânul lui Avram, în sânul lui Dumnezeu sunt cu toți acolo. De aceea, fiindcă avem acest nor de marturi, aceste bucurii sfinte, să dăm mărire, să dăm cinste lui Dumnezeu, să cântăm cu îngerii slavă într-o de lui Dumnezeu, să spunem pe pământ pace. Știți unde este pace? Aici este pace, fraților. Nicăieri nu e în lume pace decât la picioarele Domnului. Între oameni, ce să fie? Bătaie? Dușmănie? Ură? băutură, curvie, între oameni bunăvoire. Cine poate să aducă bunăvoire între oameni decât Cuvântul lui Dumnezeu? Cine poate uni pe noi? Cuvântul lui Dumnezeu ne strânge pe noi, dragostea lui Dumnezeu ne strânge pe noi. Acolo stainele lui Dumnezeu. În cer iertare, dacă am fost prea lung, prea obositor, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile lui, pentru toată bucuria pe care ne -o face Domnul Isus la fiecare sărbătoare și să dea Dumnezeu să fie sărbătoare și în viața noastră, și am spus dimineață, la fiecare, noi nu ne dăm seama, să știți, nu avem cum, că suntem atât de pământești și atât de ținuți de, de pământul ăsta care ne acopere deocamdată până se va desface și după noi, cortul acesta care odată se va desface și vom scăpa de această legătură care ne ține să nu putem vedea, dar acum e mare bucurie în cer. E sărbătoarea sărbătorilor în cer. La fiecare sărbătoare a bisericii e decât o mică bucurie care o simțim, bucuria cea mare acolo în cer, și îngerii din ceruri spune că atunci când se face Sfânta Liturghie, privesc cu bucurie la noi și spune, voi sunteți privilegiați. Voi sunteți mai privilegiați decât noi îngerii. Că ei nu se pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Noi oamenii putem. Ce voi sunteți, ai făcut pe om mai puțin decât pe îngeri, zice Psalmistul. Ce, ce mare, nu ne dăm seama ce demnitate avem. Și în ce, în ce chemare cerească, în ce lucrare suntem noi acum. În ce bucurie suntem noi acum? Sfinții privesc la noi. Miliarde de ochi se uită acum la noi. Suntem aici în prezența lor. Ei nu sunt în altă parte. Noi nu-i vedem că nu putem să-i vedem, dar ei sunt aici cu noi. Tot cerul e împreună cu noi. Ca acolo unde vine, ne-a spus Domnul Isus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu împreună cu ei. Dar Domnul Isus nu vine singur. Domnul Isus, când vine, vine cu tot cerul tot cerul se coboară acolo unde este Biserica lui Dumnezeu. Pentru că Biserica e prezența împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu, a spus Mântuitorul, nu este, uite, acolo la Roma sau la Constantinopol sau la Ierusalim. Împărăția lui Dumnezeu este unde? În lăuntru fiecare dintre noi. Domnul să ne binecuvânteze mulți ani cu bucurie, cu mântuire, cu credință, cu sănătate sufletească și trupească, și să ne ajute Domnul să sărbătorim de fiecare dată așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Amin, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin, slăvit să fie Domnul.